S-a citit acest cuvânt minunat din Luca, capitolul 11. Și ultimul verset care s-a citit spune: deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Ne îndeamă Dumnezeu să cerem Duhul Sfânt. De aceasta se organizează bisericile ca să ceară și să stăruiască după Duhul Sfânt. Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos învăța pe ucenici și spunea: El va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să fim din aceia care să cerem Duhul Sfânt. Amin. Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem de ce avem nevoie de Duhul Sfânt. Și în seara aceasta vreau ca să vorbim puțin despre ce este acest Duh Sfânt. În teologie, știința care tratează lucrarea Duhului Sfânt se numește pneumatologie, care vine de la două cuvinte grecești: pneuma, care înseamnă spirit sau duh, și logos, care înseamnă cuvânt sau studiu. Fratele Sandu Trandafir a scris o carte care se numește Lucrarea Duhului Sfânt. De la pagina 59 începe ca să scrie despre niște simboluri ale Duhului Sfânt. Și spunea dumnealui, când a început să scrie despre aceste simboluri: în aceste simboluri vom cunoaște bogăția operațiunilor pe care le face Duhul Sfânt în viața credinciosului. Dacă înțelegem ce face sau ce înseamnă Duhul Sfânt, dacă înțelegem simbolurile care simbolizează Duhul Sfânt, o să înțelegem mai bine de ce avem nevoie de Duhul Sfânt în viața noastră. Și una deja s-a amintit în seara aceasta și spunea fratele Daniel, sau spunea cuvântul Domnului, că Dumnezeu ne cheamă ca să fim lumină. Și în seara aceasta aș vrea să privim la 7 simboluri. Sunt mai multe simboluri, dar am ales doar 7 ca să ne încadrăm și în timp, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dacă vom lua aminte, va fi ferice de noi. În Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetul 21 și 22, este vorba acolo despre botezul Domnului Iisus Hristos și spune că s-a coborât peste Domnul Iisus Duhul Sfânt în chip de porumbel. Primul simbol al Duhului Sfânt este porumbelul. Haideți să privim puțin, să înțelegem ce înțelegem prin porumbel. Ce simbolizează porumbelul? Simbolizează în primul rând gingășie, nevinovăție, blândețe, bunătate, credincioșie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă vrem să avem aceste calități în viața noastră, noi vom putea să ne străduim să le aducem, vom putea ca să ne învățăm pe de rostul, ne vom putea strădui să le practicăm. Dar dacă nu va fi în viața noastră Duhul Sfânt care să transforme inima noastră, interiorul nostru, va fi greu să putem să avem în noi aceste calități. Și apoi, amintiți-vă, vreau să fac doar o comparație. Atunci când a fost potopul, când a fost trimis porumbelul care a ieșit din corabie, a confirmat faptul că a început din nou viața pe pământ. Și în viața noastră, tot la fel, Duhul Sfânt aduce vestea bună că păcatul a fost ispășit prin jertfa lui Hristos și dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută. Și prin jertfa lui Hristos avem împăcare cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al doilea simbol al Duhului Sfânt este vântul. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 8, Domnul vorbește acolo cu Nicodim. Și câteva lucruri despre vânt. Vântul este, în primul rând, invizibil. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem. Atunci când Duhul Sfânt lucrează în viața noastră, El știe cum trebuie să lucreze. Duhul Sfânt este, vântul este o forță. Este o forță care curăță. Amintiți-vă atunci când au venit în Egipt lăcustele acelea. Spune cuvântul Domnului, ca să plece lăcustele sau ca să fie liberate, a venit un vânt care a suflat lăcustele și le-a aruncat toate în mare. Ne cheamă Dumnezeu, sau vrea Dumnezeu prin vântul acesta a Duhului Sfânt să arunce toate gunoaiele, să sufle toate mizeria din viața noastră și să le arunce, știți unde? În Marea Uitării. Amin. Și spuneau frații, acolo, pe lângă Marea Uitării, pe malul aceea Mării Uitării, sunt puse niște semne care spune pescuitul interzis. Nu poate nici cei de lângă noi să pescuiască în marea aceea a uitării și nici măcar noi să nu mai. De atâtea ori vine diavolul la noi și ne aduce aminte că noi suntem păcătoși, noi că ne-am făcut așa, că noi am făcut așa, și Domnul ne spune, pescuitul interzis, eu am uitat totul, eu am iertat totul prin jertfa de la Calvar. De ce mai primești șoapta diavolului care te face ca să te depărtezi? Dumnezeu să te îndepărteze Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să fim aceia care să primim prin credință iertarea în Domnul și să rămânem în iertarea care Domnul ne-o dea. Vântul este o forță
care suflă și, de exemplu, pune corăbile în mișcare. În viața noastră avem nevoie ca Domnul să sufle în corabia vieții noastre și să ne ducă tot înainte, tot mai departe, înspre limanul ceresc. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În vremea aceasta, vântul se folosește pentru a produce energie, pentru a produce curent. Doresc ca Dumnezeu să ne aducă în viața noastră acest vânt a Duhului Sfânt care să producă în viața noastră energie sufletească. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt simbol al Duhului Sfânt, al treilea simbol, este focul. Este relatat în Faptul Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 3, spune că niște limbi ca de foc au fost văzute. Ce face focul? Focul, în primul rând, mistuie sau distruge. Trebuie ca să distrugă ambiția, trebuie ca să distrugă mândria, trebuie ca să distrugă poftele rele din viața noastră, egoismul, îngânfarea. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să acceptăm focul Duhului Sfânt să aducă în viața noastră această schimbare, această eliberare. Apoi, ce mai face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt curățește sau purifică. Duhul Sfânt înmoaie sau topește tot ce este murdar, tot ce nu este după voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, focul de asemenea întărește, focul de asemenea încălzește, focul înveselește. Închipuiți-vă că sunteți undeva într-o vreme de ploaie sau într-o vreme când e frig afară și se aprinde un foc, câtă veselie, câtă prospătare aduce acest foc. Focul luminează. Se spunea în seara aceasta că Dumnezeu ne cheamă să fim lumină. Avem nevoie de această lumină a focului Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Focul, ceea ce mai face, sudează, lipește. Ne cheamă Dumnezeu să trăim o viață în unitate, să fim din aceia care să facem parte din trupul lui Hristos. Despărțiți nu vom putea să facem mare lucru. Dacă unul e într-o parte, unul e în cealaltă, Dumnezeu ne cheamă ca biserică, ca frați și surori să ne unim și să fim sudați prin focul acesta Duhului Sfânt. Apoi, focul mai pune în mișcare. Este o forță care pune în mișcare. Noi ați venit cu mașinile, toți am venit cu mașina. La motorul, în mașina noastră, se produce acolo o explozie. Este un foc care pune în mișcare mașina ca noi să ajungem într-o parte sau alta sau atâtea lucruri care face focul. Dumnezeu să aducă în noi niște energii. Dumnezeu poate prin Duhul Sfânt să aducă o forță în noi, niște forțe nebănuite. Ne uităm la oameni normali ca și noi, oameni simpli ca și noi, cum am vorbit despre ucenici. Și Dumnezeu a folosit, au schimbat lumea asta prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al patrulea simbol este apa. În Ioan capitolul 4, cu versetul 14, spunea Domnul Iisus Hristos și vorbea despre Duhul Sfânt, vorbea despre apa aceea despre Duhul Sfânt care va fi dat, pentru că încă Duhul Sfânt nu fusese dat, pentru că Iisus nu fusese proslăvit. Ce face apa? Apa spală, apa purifică, apa înviorează. Închipuiți-vă într-o vreme de secetă sau într-o vreme când vă este foarte cald, câtă înviorare aduce un pahar de apă rece. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să dorim această apă care aduce în viața noastră înviorare. Dar se întâmplă un fenomen. Pe măsură ce bem, spunea fratele Șanu Trandafir în cartea lui, pe măsură ce bem din apa Duhului Sfânt, avem o sete tot mai mare pentru lucrurile duhovnicești. Și chiar astăzi vorbeam cu Nicu și când a fost la spital și spunea, adevărul este ăsta. Cu cât mergi la rugăciune, cu atât ai ruga mai mult. Cu cât mergi la biserică, cu atât ai merge mai mult. Cu cât nu mergi la biserică, cu cât nu mergi la rugăciune, cu atât nu ai mai merge, cu atât îți găsești altceva de făcut, cu atât ai altceva și altceva și altceva. Cu cât dorim ca să ne apropiem de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât vom citi mai mult, cu atât vom studia mai mult. Cu cât suntem mai comos, cu cât suntem mai departe, cu atât vom lăsa și trec zile întregi, trec poate săptămâni întregi, când nu deschidem Biblia. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca apa aceea care aduce purificare, care aduce înviorare, să o primim în viața noastră. Al cincilea simbol care simbolizează sau vorbește despre Duhul Sfânt este uleiul sau îndelemnul. Vreau să vă atrag puțin atenția asupra faptului cel mai de calitate ulei iese din măzinile zdrobite. Se folosește și prin presare, ca să se stoarcă floarea soarelui sau măslinile. Dar se spune că cel mai bun ulei de măsline este prin zdrobire, nu prin apă, prin presare. Pentru că
înțelegem de aici sau putem ca să interpretăm din punct de vedere spiritual. Cel mai bun ulei care a venit în lumea aceasta, știți cum a venit? Prin zdrobirea Fiului Dumnezeu, care de bună voie s-a lăsat să fie zdrobit pentru mine și pentru tine. Nu avea nevoie de asta. El nu avea nevoie de asta. Eu am avut nevoie. Dumneata ai avut nevoie. Tu care mă asculți în seara aceasta, ai avut nevoie ca să fie zdrobit Fiul Dumnezeu și să stoarcă din el cel mai bun undelemn. Undelemnul care aduce vindecare, undelemnul care aduce schimbare, undelemnul care transformă. Și apoi, privind în viața noastră, de multe ori nu ne convine, de multe ori nu ne place, dar Dumnezeu vrea să ne zdrobească, Dumnezeu ne trece prin cuptor, Dumnezeu ne trece prin presa Lui ca să zdrobească firea pământească și să stoarcă din noi adevăratul undelemn care este benefic pentru sănătatea sau pentru vindecarea neamurilor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Ce face un undelemn sau uleiul acesta? Alină rănile. Este cel care se pune pe balsam, care se pune pe rană, este un medicament benefic. Apoi se folosește pentru a fi pus în candelă să ardă și să se mențină focul despre care vorbeam. Undelemnul, cu alte cuvinte, luminează. Undelemnul se folosea pentru tratarea frumuseții, pentru față, pentru piele. Era un tratament foarte bun, sau este și acum. Acum noi avem alte cosmetice, dar în vechime se folosea undelemnul pentru tratarea feței. Și se spune așa, păcatul urățește, harul Domnului Iisus, Duhul Domnului Iisus înfrumusețează. Priviți dumneavoastră și vedeți sau vedem cu ochii noștri atunci când vin oameni la biserică, oameni care sunt apăsați de păcat, oameni care sunt robiți de cel rău, parcă și fața lui schimbată, parcă sunt așa, parcă înnegriți, parcă privirea lui întunecată. Dar când oamenii se întâlnesc cu Hristos, când oamenii se întâlnesc cu jertfa lui Hristos, când oamenii se întâlnesc cu Duhul lui Dumnezeu, parcă și fața lui schimbată, și vorbirea, și înfățișarea lui schimbată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cum spuneam, păcatul urățește, dar iertarea Domnului, harul Domnului Iisus înfrumusețează. A șasea simbol a Duhului Sfânt este pecetea sau sigilul. În Efeseni capitolul 1 cu versetul 13. Dar ce înseamnă pecetea aceasta? Ce face pecetea aceasta? Pecetea sau ștampila sau viza sau cum vreți să o numiți, dă validitate la un act sau la un lucru oficial. De exemplu, atunci când călătorim în afară din Uniunea Europeană cu un camion, da, vorbesc în termenii care eu am practicat, că am lucrat șofer pe camion, trebuie să fie pus un sigiliu. Se pune un plumb care închide marfa care e înăuntru și nu are voie nimeni ca să deschidă aia, numai un alt om oficial, numai un alt vameș, numai cineva care este oficial. Sigilul acesta face ca lucrul respectiv să fie de valoare. Sigilul confirmă că marfa este dintr-o țară și trebuie destinată în altă țară, de exemplu. Spuneau frații, pecetea sau viza este de ceea ce noi avem nevoie ca să călătorim într-o altă țară. De exemplu, pașaportul nostru este bun. Putem să călătorim cu el oriunde în Europa. Dar dacă vrem să mergem într-o altă țară care nu este în Uniunea Europeană, în Slovacia sau în Slovenia, sau Slovacia cred că este în Uniunea Europeană, mă rog, nu e important asta. Sau dacă vrem să mergem în America, de exemplu, sau acum Daniel a mers în Israel, când a ajuns la aeroport, o trebuie să-i pună viza ca să poată să intre în țara respectivă. Pentru că autoritățile de acolo l-au acceptat ca să intre în țara aceasta. Spuneau frații, pașaportul este mântuirea care Domnul ne-o dă gratis prin jertfa de la Calvar. Și Duhul Sfânt, pecetea Duhului Sfânt este confirmarea că vom intra în împărăția lui Dumnezeu, că vom fi răpiți în ziua aceea când va suna trâmbița. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pecetea simbolizează că este autoritatea unui împărat. În vechime, când trimitea un împărat o scrisoare, se punea pecetea și de obicei pecetea aceasta era pe inel și punea inelul cu pecetea lui. Spuneau frații și prindeau asta așa, la botezul în apă, noi confirmăm sau mărturisim că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar la botezul cu Duhul Sfânt mărturisește Dumnezeu că noi suntem copii ai lui Dumnezeu.
Atunci când Domnul Iisus Hristos a fost botezat în apă, atunci când s-a coborât peste el Duhul Sfânt, s-a auzit o voce din ceruri, glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl a vorbit și a spus: acesta este Fiul meu în care găsesc toată plăcerea. La botezul cu Duhul Sfânt, Dumnezeu confirmă în dreptul dumitale, în dreptul tău, și spune: acesta este Fiul meu, acesta este tânărul meu, acesta este fiica mea în care găsesc toată plăcerea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să pună în viața noastră această pecetă. Și a șaptelea simbol al Duhului Sfânt este arvuna. În 2 Corinteni capitolul 1 cu versetul 22. Ce înseamnă această arvună? Ce înseamnă arvuna aceasta? Este o parte din întregul care urmează, ca o garanție a ceea ce urmează. Dacă noi cumpărăm o mașină, dar nu avem toți banii, dar costă o mașină 1000 de euro sau costă 10.000 de euro, egal. Și mergem să facem cu omul la o înțelegere și spune: uite, nu am 10.000 să-ți aduc toți banii acum, dar îți dau o arvună, îți dau 1000 de euro de seamă și restul să aduc mai târziu. Exact asta face Dumnezeu cu viața noastră. El ne-a promis că în cerul va fi bucurie, va fi neprihănire, va fi pace prin Duhul lui Dumnezeu, va fi părtășie cu Domnul pentru totdeauna. Și Domnul spune: ca arvună, trimit o bucată din cerul în inima ta, trimit bucuria aceea din cerul pentru o vreme în inima ta. Atunci când tu stai în prezența lui Dumnezeu, ca și arvună, pun peceta aceasta sau trimit arvuna aceasta în inima ta, ca să vezi cum o să fie mai târziu, ca să vezi cât de mult și cât de bucurie o să fie în ceruri. De aceea ne îndeamnă eu, frații, și ne spun: haideți la rugăciune, haideți să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt, pentru că noi vrem să ne pregătim să intrăm în cerul lui Dumnezeu. Dacă nu, o să avem un șoc. Se spune că atunci când iei un pește din acvariu, de exemplu, dacă îl scoți din apa care e acolo și pui în altă apă, poate ca să facă o hipertensiune, se numește, poate ca să se blocheze corpul lui, pentru că nu e obișnuit. E mai bine, dacă vrei să iei un pește, să iei un pic de apă de acolo din acvariu, pui pește în apa aia și apoi îl pui în altă apă, cu tot cu apa aia care l-are, ca să se obișnuiască. Dacă noi nu trăim în prezența Duhului Sfânt în lumea asta, în viața asta, dacă noi niciodată n-am avut părtășit cu Domnul în Duhul Sfânt și dintr-o ajungem în ceruri, poate facem o hipertensiune și murim acolo. De asta ar fi bine să ne pregătim de aici, Domnul să ne ajute ca să căutăm această părtășie cu Domnul și bucuriile care Domnul le cercetează aici, să le ducem cu noi în cerul lui Dumnezeu. Și spunea o cântare: dacă aici cu El eu, când o clipă cu El e o iubire, ce va fi? Ce va fi în veșnicii? Întrebarea este: ai trăit tu această părtășie cu Domnul? Ai trăit tu acea apropiere de Domnul, acea bucurie în prezența lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce aduce această arvună sau ce garantează această arvună în viața noastră? Garantează viață veșnică. Ioan 3:36. Garantează că vom învia în ziua de apoi. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19-23. Garantează că vom moșteni, avem o moștenie eternă, vom intra pentru totdeauna cu Domnul în împărăția Lui. Evrei, capitolul 9, cu versetul 15. Garantează această arvună că vom fi în gloria eternă, vom fi în glorie cu Domnul. 2 Timotei, capitolul 10, capitolul 2, cu versetul 10. Și garantează că vom intra în împărăția Lui Dumnezeu. 2 Petru, 1 cu 11. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute ca să fim oameni care să căutăm să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului.